Urmează ieftiniri pe bandă rulantă ale principalelor produse alimentare. Este vorba de pâine, lapte, brânză, carne, ouă, ulei, fructe și legume. Este anunțul făcut la începutul ședinței de guvern de premierul Marcel Ciolacu. Retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate. Avem astfel toate condițiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ. Și vreau să subliniez foarte clar, va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. Decizia plafonării adaosului comercial va fi dată prin ordonanță de urgență și va fi implementată inițial pentru 6 luni. În prezent, în cazul alimentelor de bază, marii retaileri practică un adaos ce poate ajunge și la 70%.